dragilor, și bine v-am găsit! Astăzi m-am gândit să vă cerc un pic. Evident, nu deviez de la subiectul despre blogger și vlogger este vorba, însă sunt foarte supărată. Pentru că voi, cei care stați în fața televizorului sau în fața laptopului, vă doriți de cele mai multe ori să vedeți lucruri noi, incredibile, care să vă uimească. Însă, v-ați fost vreodată în locul bloggerului sau vloggerului, de ce nu? Dacă ați avea chiar dumneavoastră un blog sau un vlog, atunci cum ar fi? Asta este și tema discuției noastre de astăzi. Cum să rămâi constant în această nișă dacă tot mai multă lume caută ceva nou? Vorbim mai multe despre acest subiect cu invitata noastră de astăzi, Ami. Bună, Ami, bine ai venit la noi! Bună, bine v-am găsit! Sunt foarte curioasă cum ți-ai început o cariera asta și cum este să fii un blogger? Ideea a pornit de acum foarte multă vreme, pentru că cred că era în clasa 10-a când am zis că vreau un blog, dar nu mă simțeam suficient de pregătită, mi se părea că ar trebui să mai cresc, să pot să am și mai mult timp pentru asta, pentru că înainte aveam liceu, școală. Și așa că cel mai serios m-am decis asta iarnă, că în vara asta, după ce o să dau bacul și admiterea și tot, o să fac blogul. Și chiar așa a și fost. Și sunt destul de recentă pe piață, să zic așa, adică au trecut abia 2 luni, dar pot spune că este ceva foarte interesant, pentru că ai ocazia să mergi la o mulțime de evenimente și poți să spui lumii ceea ce ai în minte și unii se reacționeze chiar foarte bine la asta. Spuneam ceva mai devreme de a fi constant. Tu cât de constant ești? Cât de constant postezi? Și vreau să știu dacă ai la fel de mulți subscriber ca la început. Nu, bineînțeles. Am evoluat de atunci puțin. Nu foarte mult, ci drept, pentru că nici nu a trecut foarte mult timp. Eu îmi propun să postez cam de 2 ori pe săptămână momentan. Uneori reușesc, dar cei drept, alteori, postez un singur articol pe săptămână sau... Na. De unde îți vin ideile? Ideile vin pur și simplu. Nu am ceva în mod special care mă inspiră și așa apar articolele. Vreau să-mi spui dacă te vedeai... acum 2 luni, stând și scrii numai despre asta. Da, normal, pentru că asta îmi doresc de foarte multă vreme să fac. Tu ce fel de blogger urmărești sau urmărești blogger? Da, urmăresc cam orice blogger de care auzi, nu în mod constant, dar uite, de exemplu, dacă acum aflu despre un blogger pe care înainte nu-l știam, intru imediat pe blog și văd ce și cum. Chiar de la emisiunea voastră am găsit foarte mulți bloggeri. Vreau să spun dacă ești schimbată. Acum că ai blog, te schimba cu ceva? Ai ceva în plus? Ești mai deschisă? Nu pot spune că m-a schimbat. Bine, a și trecut puțină vreme, așa că cum va fi, peste un an. Dar simt că fac ceva și o iau oarecum ca pe un job, pentru că cam asta e, întotdeauna stai cu gândul la blog și ce va trebui să apară și ce trebuie să postez și necesită oarecum o organizare și... Care este satisfacția ta? În primul rând faptul că reușesc să cresc acest blog și în al doilea rând că știu că este munca mea în proporție de, 90%. Ce îți dă putere să continui? Pentru că știu că este o muncă destul de grea. Până scriu un text, până îl corectez, până îl urci pe blogul tău. Eu scriu de mică. Numai că scrierea creativă nu prinde neapărat în zilele noastre, așa că trebuia să fac ceva asemănător. Așa că blogul a venit pur și simplu aproape inevitabil. Și este ceea ce m-am văzut de mică făcând, să spun așa. Dar de ce blogging și nu vlogging, de exemplu? Tocmai pentru că îmi place foarte mult să scriu. Au fost prieteni care mi-au propus să mă apuc și de vlog, dar am spus întotdeauna că poate
Voi face și asta în viitor, dar momentan rămâne scrisul, care este și cea mai mare pasiune. Aș vrea să aflu mai multe despre feedback-urile oamenilor. Ce fel de feedback-uri primești sau ce fel de comentarii? Eu știu. Spre surprinderea mea, sunt de obicei feedback-uri bune. Au fost uneori, de exemplu, am avut un articol despre nunți, care era ceva mai amuzant, însă critica oarecum tradițiile românești. Așa că acolo, deși au fost foarte mulți oameni care m-au susținut, au fost și oameni care au criticat asta. Cine ești tu să spui că nu-i frumos așa? Da, m-am descurcat cu asta. Vreau să le dai un sfat celor care vor să apuce de blog. Încercați să vă creați un stil al vostru și chiar dacă nu veniți cu o idee originală, puneți-vă amprenta, pentru că asta este cel mai important. Îți mulțumesc, Cami, însă nu vreau să pleci la noi până nu vei da nasc cu provocarea noastră. Sigur. Bună, Ami, bine ai venit pe la noi. Bună, Ana, bine v-am găsit. M-am uitat pe blogul tău și am fost impresionată pentru că, chiar dacă nu este lansat de mult, promite deja. Mulțumesc frumos! Felicitări! Am pregătit un test fulger pentru tine. Ești pregătită? Sigur! Spune-mi doi alți blogări pe care îi urmărești. Alina Ceușan și Ioana Gramă. Care este produsul de make-up pe care îl folosești în fiecare zi? Rimele. Cum arată coafura perfectă pentru tine? Nu am un anumit tipar, depinde de eveniment, de starea mea din acea zi. Îți place să experimentezi lucruri noi sau mergi întotdeauna pe același stil? Dacă e vorba de scris, nu prea îmi pot schimba stilul pentru că acesta vine natural, dar îl adaptez în funcție de fiecare tema articolului. Spune-mi o piesă vestimentară care consider că nu ar trebui să lipsească din garderoba niciunei femei. Greu. nu știu, acel item care să fie special, care să aibă ceva care să te scoată în evidență. Descrie-te în trei cuvinte. Amuzantă. foarte pozitivă și diferit. Îți mulțumesc mult, acestea au fost întrebările mele. Și eu îți mulțumesc foarte mult. Ami, cum ți-a părut testul nostru? A fost greu? Nu, m-a surprins în mod plăcut. Ana, pe tine te-au surprins răspunsurile? Nu m-au surprins pentru că eu deja o cunoșteam pe Ami, știu că dintotdeauna a fost pasionată de fashion și mă bucur foarte mult pentru că a reușit să lanseze acest blog pe care îl recomand celor de acasă pentru că este bun de urmărit. Îți mulțumesc, mulțumesc amândurora! Mulțumim și noi! În lumea aceasta, important este, după cum blogării spun, să ai propriul tău stil, să fii chiar tu. Pentru că nu mereu se întâmplă să ai idei noi și atunci poate chiar îți pierzi subscriberii. De aceea, rămâi pe aceeași linie. Și nu uita și de concurs. Intră pe pagina noastră de Facebook Școala TV oficial, dați-ne un like și un share și răspundeți acolo la întrebarea ce coafură preferă Ami. Așteptăm răspunsurile voastre până la sfârșitul vacanței de iarnă, atunci când vom selecta câștigătorii. Și nu uitați, cu sau fără blogging, fiți creativi!